Astăzi, parohia Timișoara Iosefin a marcat 85 de ani de existență a corului parohial Doina Banatului. La acest moment aniversar a fost prezent și înalt preasfințitul părinte Ioan, mitropolitul Banatului, care a participat și la Sfânta Liturghie. Ierarhul a rostit un cuvânt de învățătură în care a explicat semnificațiile duhovnicești ale Evangheliei de astăzi. Vă aduceți aminte de orbul acela de naștere care a scuipat Hristos jos, a făcut tină și a uns ochii lui. Dacă acel orb n-ar fi văzut în Hristos pe Fiul lui Dumnezeu, nu l-ar fi lăsat nici să-i pună tină pe ochi și nici n-ar fi ascultat să meargă să se spele la scăldătoarea Siloamului. Potrivit unei vechi tradiții a corurilor din Banat, la acest aniversar, mitropolitul Banatului a binecuvântat steagul corului Doina Banatului. Steagul a fost înmânat de către monahia Varvara, care a activat în acest cor aproximativ 60 de ani, membrilor actuali ai corului. În 1948, după reforma învățământului, s-a scos religia din școală și în această biserică, poate și în altele desigur, dar eu locuind în cartierul acesta, aici am venit. Am făcut de la 9 la 10 duminica religie. Și la un moment dat, părinții care ne conduceau, discutau cu noi în fiecare duminică, dacă a văzut că avem voce și putem cânta, ne-a reținut la cor. Și de atunci am început să cânt în cor. Sunt exact 85 de ani de când a fost înființată corala bisericii și a parohiei noastre, numită încă de atunci Doina Banatului. Și ne îndreptăm cu pioasă rugăciune de pomenire către preotul Ioan Imbroane și către diaconul Nicolae Bucșianu, care a fost primul dirijor al acestei corale. Și nu doar 85 de ani de la înființarea corului nostru parohial sărbătorim astăzi, ci mai sărbătorim 85 de ani de cântare corală neîntreruptă în această sfântă biserică. Răspunsurile liturgice au fost date de corul filarmonicii din Timișoara. Este un cor constituit în anul 1931, iar de-a lungul timpului a fost dirijat de către mari oameni de muzică și aici i-aș aminti pe compozitorul și profesorul Sabin Drăgoi, Nicolae Ursu. La final, în semn de recunoștință și apreciere, toți membrii corului au primit din partea ierarhului și a parohiei acte de cinstire.